Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Întâlnim cu Cătălin Tolontan, arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Bună! Stimați ascultători Europa FM, ar trebui să se mândrească, pentru că soluția lui Vlad de săptămâna trecută în legătură cu apartamentul de 6500 de lire care a fost închiriat la Londra de către șefa ICR, deși exista un apartament gratuit și există în sediul ICR, deci soluția pe care Vlad a propus-o, și anume, dacă nu-i convine apartamentul gratuit să-și îl plătească singură pe cel pe care l-ar închiria în afara ICR, a fost adoptată chiar în aceea zi de către Ministerul de Externe. Deci acum o săptămână, practic, Bogdan Aurescu, ministrul, anunța că acel contract de chirie va fi reziliat și că șefa ICR Londra va locui gratis în sediul ICR, așa cum au procedat toți predecesorii săi, sau dacă nu, să-și plătească singură chiria. Dă-ne, Doamne, mintea Vlad ministrului de pe urmă. Exact. Și ți-amintești că tu ai fost cel care mai evident. Și am... normal, nu, acum nu înseamnă că s-au luat ministrul de externe după noi, asta este exclus. Cum ar fi? Și e foarte bine să nu fac asta. Nu, cum ar fi? Nu suntem noi partea politicilor publice în țara asta. Dar, bun, nu ajunge doar atât. Adică, haideți să vedem totuși cum a ajuns Katinka Nistor la Londra. Și a ajuns să-și permită ceea ce și-a permis, că deocamdată banii au fost dați, contractul nu poate fi reziliat imediat, e mai complicat. Săpând în continuare pe acest caz, am descoperit că papa este catolic, da? Ca să mă exprim extrem de simplist, am descoperit că la ICR se folosește algoritmul de împărțire a posturilor într-o granulație absolut înfiorătoare, pentru care dovedește lipsa de respect pentru banul public și pentru serviciul public pe care această instituție, altfel reputată și care a făcut o treabă bună în ultimele decenii, ar trebui să facă și nu face. Câteva fapte înainte de orice. Da. ICR are 19 filiale în toată lumea. Sunt și orașe mari, New York, Paris, Londra, sunt și orașe mai mici, Stockholm și altele. ICR are un șef numit de PNL, da? Sebastian Jigman. După aia suntem pe algoritm, care primește sinecura unde? Exact. Da. Exact. Uh-huh. Exact. Dar, stimați ascultători, lucrurile nu se opresc la algoritmul, în sensul că a venit un penalist la șeful instituției, la cârma instituției, la București, da? Instituția centrală. Nu. Cele 19 filiale primesc un director care este pe algoritm, fie PNL, fie PSD. Uh-huh. Și mai mult decât atât, acolo unde, să spunem, PSD-ul numește directorul PNL-ul numește filialei, adjunctul sau ceva. Iată. Îți dai seama că asta se întâmplă, Cătălin? Da, păi ce, să ne uităm la ce se întâmplă în politica românească de 30 de ani. Vă dați seama, stimați ascultători, câtă energie consumă această administrație publică și politicienii care o populează ca să împartă la nesfârșit funcții, funcțioare, vice nu știu ce-uri, secretar de pe nu știu unde. Și după ce zici că s-a liniștit treaba, are loc o remaniere guvernamentală și o iau de la capăt. Înțelegeți câtă energie, cât timp și câtă ineficiență produce administrația prin respectarea nesfârșită a algoritmului? Cred că ăsta este lucru pe care administrația respectă cu sfințenie în privința procedurilor. Orice alte proceduri, bă, mai sunt scurciruitate, fentate în țara asta. Bă, dar la procedura algoritmului, unul nu lasă nimic. Scuză-mă, Cătălin. Te rog. Exact. Adică se mai nimerește cât o competență, cât un om care se pricepe la ce face, nu? Uh-huh. Sau, sperăm. Asta le mai scapă. Uh-huh. Le mai scapă câte un om care chiar știe pentru ce e pus acolo, da? Dar exact cum spui tu, Doamne ferește să le scape algoritmul. Cine sunt cele doi oameni din partide, din cele două partide care alcătuiesc grosul guvernării monolitice din România? Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, care n-a răspuns întrebărilor colegilor Mirela Libertatea, și Alina Gorghiu din partea PNL, care a răspuns, a negat, a spus că ea n-a făcut nicio propunere, dar că n-ar vedea de cine să nu facă propunere, să găsește niște competențe extraordinare
în zona culturală, o propunere pentru ICR. Pe algoritm, care de fapt înseamnă o denumire din asta pretențioasă pentru pilă. Da. Și pentru favoritism. Da, fapt, și pentru linge clanțe în multe cazuri. Ăștia toți sunt de țuțări de partid, care ei de fapt nu știu să facă nimic și să ajung și ei niște funcții și de acolo iau un salariu, mai dau o cotizație, mai văd și eu un contract, mai... Da. E o căpușără în sfârșit. Și ei la rândul lor pe cineva? Da, sigur. Exact. Uite, problema este asta, că știi, profesionalizarea administrației publice este un lucru care poate fi făcut prin lege, au făcut-o alte țări, nu trebuie decât să înțelegem, adică să acceptăm, să folosim modele pe care le-au făcut alții în vest. Asta se știe la fel, de zeci de ani de zile se știe cum poate fi profesionalizată administrația publică. Da? Nu se vrea. Și până nu se va face asta, n-avem cum să progresăm cu instituții care, ca să dau, să rămânem un exemplu ICR, oamenii găsesc toate aceste nume înșirate astăzi în libertatea.ro, inclusiv nepoata lui Marcel Ciolacu, Andreea Ciolacu, a ajuns în ICR în 2020 fără concurs. Da? Pe un post de consilier al președintelui de atunci. Între timp s-a schimbat președintele, a venit un președinte PNL. Dar asta nu înseamnă că Andreea Ciolacu a plecat de la ICR, pentru că algoritmul continuă să funcționeze, cum ai spus tu, și când se schimbă șeful, ei se mai rotesc. Directorul ajunct devine director general și așa mai departe. Da, oamenii aceștia comit, făcând asta, de fapt, comit o mare insolență, da, ca să nu spun altfel. Pentru că noi le-am dat banii și puterea ca să angajeze pe cei mai buni oameni care pot fi găsiți. Nu să se angajeze între ei. Nu să se angajeze între ei. Da. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenția în Deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.